Salutare, oameni buni! Bine ați venit la un nou episod din Catai Podcast. Astăzi voi vorbi cu Răzvan Mătășel. Cine este Răzvan, în primul rând? Și cred că ultima dată am vorbit cu Răzvan acum 10 ani. Eram la evenimentul de la Grolsch, experimentalist. O să vorbesc cu Răzvan mai multe despre ce a fost partea asta și acum țin minte, am fost pe un deal. Era seară, Răzvan stătea acolo pe un scaun din ăsta alb de plastic, o bere în mână și m-am dus lângă el și am zis: hei, salut Răzvan, sunt Robert, eram unul dintre blogări. Ce v-a apucat cu toată chestia asta aici? Și eu o oră am stat și am povestit. Am zis, bă, e foarte tare omul ăsta. Dar vă las pe voi să-l descoperiți pe Răzvan, pentru că oricum, cred că ăsta e și primul podcast în care Răzvan a apărut. Răzvan, ești om, ești strateg, lucrezi în planificare, ești om de marketing și așa mai departe. Cum e prima ta senzație când înregistrezi un prim episod de podcast? Hei, salutare! Măi, mă bucur, mulțumesc mult pentru invitația asta. Eu n-am avut curajul tău să-mi pornesc un podcast, deși am tot vorbit. Că vreau să vorbesc cu oameni mișto și să vorbim cu oameni mișto și să vorbesc cu one-to-one cu oameni mișto și... Da, să contribuie și alții și să asiste și alții la discuțiile astea. Simt nevoia de battle din ăsta one-to-one de multe ori, dar n-am avut curajul tău. Nu știu, acum stau în fața unui laptop, nu-mi dau seama exact cum e. Am mai stat acum, decât cu pandemia, tot stau în fața unor laptopuri și vorbesc cu alți oameni. Că avem conferințele astea și phone conference-urile astea și discuțiile astea prin intermediul tehnologiei mai mult, că a rămas obiceiul și după post-pandemic. Oamenii se întâlnesc din ce în ce mai puțin face-to-face, one-to-one. Am participat la multe chestii editate. Așa era noi în industrie. Cineva vrea să le editeze după să mai scoată bucăți, să mai taie bucăți. Că ai mai scăpat un client, că ai mai scăpat un case study. Lasă, aici pot să scap toți clienții. N-am avut niciodată chestia asta. Mai mult cel care făcea podcast-ul, emisiunea respectivă, să-i spunem emisiune, că e online, că e offline, își dorea genul ăsta de editare ca să nu deranjeze. Răzvan. Eu am o problemă, că mă întreabă cineva ce faci, Răzvan, răspunsul meu e simplu, deranjez. Deranjezi. Ați deranjat puțin și cu experimentalist acum 10 ani. A fost un fel de big brother în zona asta de advertising și țin minte că acum câțiva ani m-am întâlnit cu Cristian China Birta și vorbeam cu el despre campanii, proiecte și au zis, băi, ce au reușit cei de la experimentalist să facă, care de fapt era campania de marketing long term al brandului Grolsch. Și nu mai țin minte cum s-a numit proiectul în care ați luat mai mulți oameni de la Cristian Lupșa la mai mulți artiști. La Tăușan, ce a fost atunci? Exact. I-ați băgat într-o cameră, într-o pensiune, le-ați luat telefoanele, le-ați luat tot ce a însemnat datele astea de a afla cât e ceasul. Și ați vrut să vedeți dacă creativitatea are un timeline sau nu. Dacă deadline-ul afectează în mod realist creativitatea, că la nivel declarativ tot spunem că dacă n-ai existat deadline-uri, mamă ce-am face, ce lucruri creative și nebunate ce-am face. Și cam ăsta era ce doream. Măi, povestea Grolsch pentru mine, deși planific și fac comunicare de, nu știu, 25 de ani, e una din poveștile care, care m-au ținut în industria asta și despre care încă vorbesc cu mare plăcere și cred că e un proiect școală din mai multe puncte de vedere. Ni s-a dat șansa asta să lansăm un brand atipic în România și să o luăm de la zero, de la poziționare până la execuție și execuțional să-l construim. Am avut o șansă asta. Noi eram și percepuți așa, eu și Emilian, partenerul meu pe partea de agenție, ca fiind mai non-conformiști și toată lumea considera că brandul ăsta chiar ni se potrivește ca o mănușă. Și am venit de la modul de exprimare a brandului, inventarea acestui termen de experimentalist, un target de altfel ignorat de comunicarea marilor branduri în momentul acela, nu numai din bere, ci în general. Nimeni nu vorbea cu targetul ăsta emergent în momentul ăla, acum văd că a căpătat o anumită masă, un target emergent care evita tot ce înseamnă mijloc clasic de comunicare
care nu mai înghițea toate mesajele brandurilor tip politician, brandul care se urcă pe un pedestal și îți promite că îți face, că îți drege, că te face mai mișto, mai minunat, mai deosebit. Era un target grup foarte, foarte critic și foarte opac la comercial. Pentru că, practic, trebuia să co-creăm cu noi, cu ei. Trebuia să implicăm în comunicare dacă voiam să-i convingem de acest brand. Și așa am ajuns la experiment, la experimentalist și da, am făcut foarte, foarte, foarte multe lucruri drăguțe. Dar vreau să spun și să povestesc poate și în premieră așa de proiecte care nu au văzut lumina, proiecte care erau pe listă și care nu au văzut lumina, nu știu, lumina, nu știu cum să-i spun, zilei, nu au fost realizate. Proiectul despre care vorbeai a fost Experience Hotel, așa s-a numit. A fost făcut cu Discovery, a fost în zona de pop science și science pop, deci ne-am dorit să totuși avem niște elemente științifice, până la urmă ne jucam cu niște minți, ne jucam cu niște vieți. De aceea am avut un sociolog, am avut un psiholog în echipă, l-am avut pe Dan Petre, pe Mugur, pe Mugur a fost cu noi. Ei ne-au învățat cu fogging-ul, cu mecanismele prin care îi zăpăceam practic pe concurență, astfel încât să nu mai știe zi, noapte. Pensiunea respectivă era antifonată, nu avea lumină naturală, deci a fost într-o zonă de psihoză, să-i Și spun. era fascinant, că aveai vreo 6, 7, 8 camere, era camera de observare și știu că Mugur cu Dan făceau cu schimbul ca să noteze tot ce au observat, îi analizau 24 din 24 și își notau. Și acum țin minte, eram cu Alex Ciucă, cu Hoinaru și ne uitam la ei să vedem cum își notează. Ne trezeam și noi dimineața, ajungeam la hotel, îi vedeam pe ei deja că lucrau și toată discuția era dimineața la debriefing, erau ok, ce s-a întâmplat noaptea asta? Ok, ce s-a întâmplat noaptea asta? E băiatul acela care are casa jurnalistului, zi, am lapsus. Nici eu nu mai știu, pe tot știu ce spui. Chiar am încercat Da, să era... implicăm. Stai că o să-l caut eu, începe Da, să zici... caută-l, caută-l. Mulți oameni mișto în proiectele astea la Girl și am cunoscut oameni mișto. Oameni, sincer, de mulți dintre ei nu au auzit niciodată și ți-am povestit înainte de fapt, ne-am amintit împreună înainte de acest podcast la încălzire, la warm-up, că auzisem de ei, știam, dar nu interacționam foarte bine cu ei și atunci pentru prima dată am hotărât. Și că e un film ciudat la un moment dat cu o fabrică de o foarte ciudat, interesant, cu o fabrică de jucării care angajează director de marketing un copil. Adică pe cineva din care se înțeleagă cu puțință. Așa am ajuns și la concluzia asta. Hire your target group și am luat pe cineva din rândul lor și am construit prima poziție de care știu eu, sper să nu spun prostii, să nu se simtă cineva, dar la nivelul ăla nu cred că a fost, de community management. Încercam practic să realizăm o coreografie între microcomunități care existau în principal online, de la arhitecți, la tot felul de oameni care frecventau primul incubator din București, incubatorul 107, cred că se chema, nu era alt incubator pe la noi, Ștefana Popa, da, tot felul de comunități, le identificam noi oameni care începuseră să facă lucrușoare. Nici crișme, nici horeca nu erau prea multe în zona asta. Energia pe care am făcut-o cu Cruș, cred că a fost printre primele horeci de genul ăsta. Da. Erau unele, dar erau foarte underground, așa, erau frecventate. Plus că nu era nici platforma, nu erau nici platformele atât de vizibile încât să poți să le descoperi foarte ușor. Vlad Ursulean. El era și am observat un lucru, era foarte interesant și ne povestea și Dan Petre despre lucrul acesta, adică el când se trezea, automat își lua, avea un mic carnețel, își lua mic carnețel și își nota în carnețelul respectiv. Și ziceam, bă, dar ce ești notat? Ziceam, bă, nu știam, dar asta era cumva obiceiul lui și era fascinant să stai să te uiți la acești creatori din industrie, cum erau, cum se împărțeau și cum ce făceau. Și țin minte că seara li se ducea micul dejun, care trebuia să mănânci dimineața, micul Da, dejun, da, da. și Asta era era tot fogging-ul fel. de care, așa, Dan îi spunea foarte științific, mecanisme de fogging, mecanici de fogging. De fapt, asta era, știi, micul dejun seara, ceafa dimineața. Exact. Și au spus, când i-a scos după câteva zile, i-a scos afară, i-a legat la ochi, și nu mai știu care dintre ei, ce a vrut prima dată s-a descălțat
și a vrut să simtă iarba. Da, a fost acolo un moment de comuniune om-natură, că erau pașiște frumoase pe dealul acela, mi-aduc aminte. Și... Da. Da, și documentat frumos, filmat, editat, pus pe Discovery, care în momentul ăla care era important ca și mediu. Ăsta a fost un proiectel, dar am făcut antimolul. Mie mi-a plăcut foarte mult și antimolul, când am făcut un mol pe invers. În București am luat o clădire la intrarea pe Lipscani, magazinul București, și am construit un antimol. În loc de fast food, slow food, în loc de bijuterii din astea industriale, handmade-uri, în loc de blockbuster, film scurt, experimental. Deci iau în loc de parcare de mașini, parcare de biciclete. Nefericire, n-a trăit decât 3 zile antimolul ăla. Noi n-am fi dorit să trăiască cel puțin 2 săptămâni, dar știi cum e cu bugetul. Bugetul mai taie din aripile ideilor. Dar așa a fost o trăznaie. Prima petrecere la metrou, înainte de nostalgia, înainte de toate, de antolduri și alte festivaluri, a fost foarte cool. Foarte mulți oameni și-au dorit să ajungă la petrecerea la metrou. Și am avut primul teatru în autobuz. Deci era un autobuz pe linie principală din București și îți dai bilete. Mă sunau prieteni, se mă roage, Răzvane, fă-ne și nouă rost de bilete. Bineînțeles, totul era printr-o aplicație, printre primele aplicații, destul de rudimentară, până în context de acum 10 ani. Și multe proiecte. A fost un brand construit din experiment și prin experiment și cu energie. Ce mi-a plăcut foarte mult, că când munceam noi, marketerii era, dar muncim consumatorii cu noi. La Bucharest by Hand dau viziunea lor despre București, oameni, artiști. Deci a fost o efervescență în jurul brandului ăla. Mie mi s-a părut așa o mică revoluție în piața asta de marketing și comunicare. A avut și social innovation, a avut și co-creation, a avut toate cuvintele astea frumoase pe care acum nu se par firește în viața unui brand. Atunci era pionerat. Răzvan, ce te-a dus pe tine pe drumul ăsta să lucrezi în strategie? Nu ești copywriter, nu ești designer, nu ești customer. Nu, și m-am luptat să rămân strateg, să știi că o să spun un pic povestea, că e o poveste din care putem să învățăm un pic de ce nu se face strategie în principal în România. Nu că nu sunt oameni. Eu am fost olimpic la matematică, am terminat o relație economice internaționale, deci acum am învățat marketing și mi-am dorit să lucrez într-o bancă, vă spun sincer. Era o bursă ING Bank atunci, am fost în primii 10, în primii 5, în primii 2. S-a dat doar o bursă și nu am luat-o. Și după aia am acceptat primul job. Și Victor Dobre, actual director IA România, care mă ineștean ca și mine, era la Scala Thompson, mi-a zis, bă, Răzvane, tu mai știi cu matematică? Avem aici o poziție să-ți facă unii grafice, analize de cifre, indicatori. Nu, prea ăștia copywriterii nu înțeleg, designerii nu înțeleg, cineva trebuie să justifice. Aveau clienți mari, Kraft, Unilever, vreau cifre, vreau analize. Nu funcționa cu mințile creative a creativilor care s-au apucat de publicitate. Că dacă i-a scos pe toți care s-au apucat prima dată de publicitate, s-au apucat dinspre partea asta creativă. Numai că niște clienți la un moment dat au cerut raportări. Și la raportări, cei de la media nu știau sau nu voiau să le facă raportările de comunicare pe indicatori, pe awareness-uri, pe brand performance-uri, pe brand perception-uri. Că le știi foarte bine, Robert. Bă, n-avea ce să le facă pe asta. Și așa am ajuns omul ăla care făcea graficele, care se uita prin tone de cercetare, convection model-uri, segmentation study-uri, brand tracker-e. Și făcea niște documente de sinteză în care se explice legătura dintre o campanie, GRP-uri, investiția media și rezultate. Ca să-și ia agenția bonusul de performanță în principal. Că era perioada în care o agenție putea să trăiască foarte mult din bonusul de performanță. Payment by results, în momentul ăla, eu am prins în Scala Thompson, dacă justificai că îți atingi obiectivele și cu cât le depășeai, nu ai bănuți. Bănuții se împăteau o parte la echipă. Deci era începuse lumea să mă iubească. Știi că îi ajutam pe toți și pe copii. Lua fiecare acolo un salariu, două în plus. Și de așa am ajuns la Scala Thompson. O să un timp destul de loial. Am stat vreo 6 ani în Scala Thompson și vreo 8 în Leo Burnett. M-au recrutat Leo Burnett, am ajuns la Leo Burnett. Mi s-a dat șansa să construiesc un departament de strategie, să construiesc un curs de strategie la Leo Academy. Și uite așa am crescut cel mai mare departament de strategie, care în continuare e foarte puternic. Victor Stroi a rămas acolo și a preluat Head of Strategy. Elena Ioniță a plecat Head of Strategy la Ogilvy Londra.
Eu lăsasem doi, pe Elena și pe Victor. Am lăsat departamentul oarecum împărțit în două. Am simțit nevoia asta în momentul ăla, pentru că ar fi fost nedrept să-l pun pe unul șeful celuilalt. Spun ca și om de management, că în ultima perioadă din timp am fost deputy acolo și practic nu mai făceam strategie, făceam management, și asta m-a nemulțumit. Asta a fost unul din motivele în care am hotărât, nu, vreau să plec, că nu mai vreau să fac management. Cine sunt eu să hotărăsc care om e mai bun sau mai rău? Mi se pare că nu mi se potrivește deloc rolul ăsta de a decide asupra oamenilor. Și n-am fost incapabil să pun un șef. Știi? Și am zis, mă, voi sunteți cei mai buni la mine în departament. Eu cred, și am fost la acționarii de atunci și am spus, eu cred că ei trebuie să împartă departamentul în două, că nu pot, eu nu pot să... Și nu, cred că e unfair să las pierde pe unul dintre ei, ceea ce înseamnă mult pentru departamentul de strategie de aici. Și așa a fost viața din departament de strategie, și odată ce începe să-ți placă, e complicat. Sunt exemple de strategi care s-au apucat să facă altceva. Unii care au trecut spre digital, alții care, uite cum e Costin Radu, e un strateg extraordinar de bun, dar s-a dus în zona de digital, a fondat The Geeks. Alți strategi s-au dus în zona de marketing, au trecut la clienți. Da, de multe ce ori înseamnă, acolo mai... Ce înseamnă strategie în comunicare, publicitate? Strategia în comunicare, eu o spun așa cu o povestioară, știi? Într-o agenție, creativul se îndrăgostește de propria muncă. Da? El ține cu work-ul lui, luptă, are el ideea aia și moare, îi tremură mânuțele așa când se o prezintă. Dacă zice un consumator ceva în focus grupuri, îi cade fața, e deprimat, ia pe pastile. Accountul mângâie pe spate frumos clientul, el nu își permite să se certe cu clientul. Marketerul, produsul meu, uite ce produs performant, uite ce aplicație minunată, uite ce nebunie de, da? Și toată nebunia asta, consumatorul e ignorat de multe ori. Și strategul asta ar trebui să facă în comunicare, să fie reprezentantul consumatorului în toți pașii ăștia. Să aibă grijă de fiecare dată să spună întrebarea asta, dar e relevant pentru consumator? Dar îi face în viața consumatorului mai ușoară? Dar consumatorul are ce feedback are în legătură cu toată nebunia asta de pe care o facem? Și cred că cea mai mică definiție, așa scurtă, este reprezentantul consumatorului. Eu așa o văd. Și de aici toate celelalte funcții care derivă. Traduci limbajul anos de marketing în limbaj de consumator. Iei actul ăla de poziționare sau poziționarea care e destul de neingurgitabilă de consumator și o transformi într-o idee strategică. Te duci, îi pui un insight, o faci rotund astfel încât să rezoneze cu o bucățică din consumator, astfel încât să ai un răspuns de la consumator în funcție de răspunsul dorit. Iar practic ideea strategică, creativul trebuie să îmbrace în hăinuța aia sexy, plină de carismă și să nască ideea creativă. Și aici vorbesc indiferent de mediu. Mie îmi place să gândesc destul de media neutral. Că dacă mă întreabă cineva ce a fost asta cu, nu știu, cu Experience Hotel-ul, nu știu ce să zic, ATL, BTL, PR. Habar n-am, nu pot să pun o etichetă. Am văzut că noi marketerii, mulți marketeri pun etichete. Știi, le place. Noi am luat prima nominalizare la PR din România, cu accidentele se pot întâmpla oricui. Și pe cuvântul meu, dacă eu pot să spun că am gândit-o ca pe o campanie de PR. Glumeam câteodată spunând că eu habar n-am ce-i PR-ul. Mie îmi place să gândesc neutru din punct de vedere media. Eu cred în idei. Cred că ideile, dacă sunt puternice, după aceea poate să capete fațete. Tot ce vrem noi, și online, și offline, și through the line, și... Da. Bineînțeles că înțeleg ce face fiecare mediu pentru un brand, dar n-aș vrea să fiu sclav unui mediu. Eu așa încerc să mă educ pe mine. Să gândesc liber din punct de vedere mediu. Și îmi place o poveste foarte mult. E o carte LIP. Într-o țară în America Latină scapă numele, un mare complex rezidențial cu mall-uri, cu de toate, cheamă toate agențiile la un pitch. Deci e o campanie de promovare, de poziționare a celor. Și unii vin cu spot-uri print, alții cu mega campanii online, community management, toate. Și unii vin și spun, trebuie să construim un pod. Și au câștigat. Podul ăla să lege cartierul de orașul principal, să fie ca un icon, să fie ca un city icon. Și au construit, au dat bănuții aia mulți, pentru că în momentul ăla în America Latină pune în contextul ăsta și o să vezi că bugetele de comunicare sunt mari. Au construit acest pod cu un arhitect, un pod. Ăla a fost comunicarea. Un pod. Și e poveste reală. Și în momentul ăla tot căutasem eu exact să aflu. Măi, e doar o legendă de asta de industrie? Sau... Deci eu chiar cred că în momentul când ai o problemă de comunicare, soluția poate să fie din multe zone. Deodată niște zone
Tot am început cu Experience Hotel-ul, care e greu de încadrat într-o categorie de comunicare. Teoretic are event, are viralizare, are community management, dar e greu de pus în căsuțele astea cu care operăm noi, mai ales la facultate. Că predând la facultate, sunt obligat într-o formă sau alta să predau cutiuțele astea. Mă uit la brandurile care încep să vină tot mai mult în piață și care încep să fie tot mai vorbite. Am un exemplu, Liquid Death, care e brandul de apă plată, apă minerală, care și-a schimbat total poziția într-o piață în care toată lumea prezintă apa, izvorul sfânt, curat din munte, și au venit și au zis, bă, ok, pentru noi, noi avem un alt principiu, avem un alt stil de a comunica și de a vorbi. Și mă uit să văd că există, și aici vreau ca să mă corectez dacă greșesc sau nu, există două categorii de branduri. Brandurile care își asumă un anumit principiu, bă, ăsta e principiul nostru, ăsta e valoarea noastră, asta credem noi, pe asta mergem, indiferent de ce s-ar întâmpla. Și există brandurile cumva, băi, trebuie să-i mulțumim pe toți, noi suntem cumva pentru toată lumea, spunem că suntem pentru o familie unde există mamă, există tată, există copil, soț, bla, 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 știi? Și există ăștia alți care zic, bă, ăsta e principiul meu. Crezi că încep să devină, crezi că un brand puternic astăzi trebuie să fie un brand care își asumă principiul și valorile pe care le are într-un mod public, într-un mod practic, într-un mod cât mai pragmatic? Aici știi că eu cred foarte mult în diferențiere, clar. Deci eu cred că trebuie să fii diferit. Bine, acum cine a citit Byron Sharp, care e foarte la modă și foarte cool acum în industria noastră, e ultima carte de marketing cu multe cifre, care el poate urmărești discuțiile, să le spun, între el și Levine despre diferențiere și puterea diferențierii, și Sharp este adeptul riciului. El spune că să ajungă la cât mai mulți oameni. Da, când spune un mesaj. Deci aici există școli și școli. Mă întreb personal, eu cred în diferențiere. Și cred că e ca la oameni. Sunt oameni care nu-și asumă nimic în viață, care vor să mulțumească pe toți, care schimbă speech-ul în funcție de interlocutor, și sunt oameni care au niște valori clare, principii clare, și indiferent cu cine se întâlnesc, își vorbesc despre crezul lor, despre belief-ul lor, indiferent ce se întâmplă, știi? Cred că brandurile puternice ar trebui să facă chestia asta. Și asume o poziție, și asume un teritoriu. Apa o industrie foarte interesantă, plină de clișee, dar și cu niște exemple frumoase. Și chiar la noi, România, ce a făcut Aqua Carpatica, care și-au asumat all the way o cale și care au diferențiat clar în piața asta de apă, în care tot se arată apă de izvor, în care arată munți și inclusiv la nivel de packaging. Îmi place foarte mult cum arată canul lor de pentru șpriț, de exemplu, apa de... Adică ei chiar au inovat numai la lichid și au investit în produs, astfel încât se oferă o anumită calitate, comunicarea ibrici cu acte de drink. Ascultam un interviu în care fondatorul Aqua Carpatica, Jean Valvis, vorbea despre faptul că atunci când a venit el cu ideea de a poziționa un brand de apă la un nivel mult mai high class, apa nu era prezentată atât la un nivel atât de high class cum a vrut el să prezinte. Și îmi dau seama cât de interesant e ca un fondator astăzi ceea ce face. Aici, din nou, îs foarte curios să văd și perspectiva ta. Există tot așa, îi văd fondatorii ăștia care văd nevoia, creează produsul și după aia fac comunicarea ca să adune cât mai mulți oameni, versus ăștia alți fondatori care au comunicarea și community management-ul în sânge, și în special mai degrabă sunt acest native digital people care strâng comunitate, strâng audiență, înțeleg nevoia lor și după aia le creează un produs. Și îl avem pe influencerul ăsta mare, Logan Paul, care efectiv o știut și a lansat Drink Prime, care acum este băutura oficială Arsenal, băutura oficială WWE, băutura oficială UFC, și efectiv în jurul audienței și în jurul numelui lui a creat un brand.
Și interesant cum se schimbă această sintaxă, această paradigmă mai degrabă între fondatorul care creează produsul și după aia atrage audiența versus fondatorul care a atras audiență și după aia creează un produs pe nevoia oamenilor. Da, vezi că eu cred că astea, cazurile astea fericite, cam două, sunt două exemple de așa, da, funcționează în același fel. Nucleul de valori e foarte bine definit din prima. Ok, pentru Aqua Carpatica nu sunt neapărat valorile acționarului, sunt niște valori relevante pentru că puțin. În timp ce pentru modelul lui Logan Paul, valorile egal esența lui. Dar în ambele cazuri, dacă le pui pe hârtie, poți să scrii niște valori clare. Da? Și în ambele cazuri mi se pare că gândirea de branding vine un pic înainte de gândirea de produs. Pentru că Valvis nu a făcut un produs și m-a zis cum îl marketizez, ca mulți antreprenori români. Bă, am un produs, e bun. Da, e bun, uite, l-am verificat față de altele, e mai ok. Și acum cum îl vând? Băi, agenția, ajută-mă. Nu, el a avut o gândire. Vreau apă high class, vreau un Evian românesc, cum nu există în România încă. Vreau un packaging altfel, căutați packaging și de la început, la prima sticlă, sticla pătrățoasă era diferită. Deci nu a făcut un produs și a pasat-o la unui comunicator. Hai mă, fă-mi ceva, o reclamă frumoasă că vreau să o văd, cum fac majoritatea în apă. Și a gândit de la început un mix de comunicare, un mix de marketing diferit. Produs, preț, totul, distribuție, a ieșit la export cu ea, a gândit un nume care funcționează pe piețe externe. Mi se pare că gândirea de branding a fost un pic înainte de, a fost încă din faza de geneză a business-ului la el. Nu e, specialistul branding nu a venit mai târziu în produs, în proces, după ce el avea totul definit. Mi se pare că eu cred foarte mult în rolul brandingului la nivel de board. Și asta încerc să le spun și antreprenorilor. Băi, vă trebuie un om de branding în board. Pentru că în 2023 poți să ai cel mai șmecher produs de pe pământ. Dacă nu ai branding-ul, nu pleci la drum cu branding-ul încă din punctul în care pleci la drum cu produsul, s-ar putea că la un moment dat să par mincinos față de consumator. Să pară că ai un produs pe care l-ai îmbăcat frumos doar ca să-l păcălești. Dacă nu e, branding-ul trebuie să fie intrinsec produsului, trebuie să respire prin porul sticlei respective povestea brandului. Și Aqua cu Aquatica e o poveste de succes. Acum la polul opus puteți să vorbim despre Pârșul Petrică, îl cheamă? Bănuiesc că l-ai văzut pe Pârșul Petrică? Nu. Ia bagă un search acum că ești Pârșul Petrică, a apărut lângă o apă plată acum un pârș. Și, nu știu, în social media a explodat. Toți oamenii vorbesc despre pârșul ăsta, că după ce vezi pârșul, care e un șobolan mai mare românesc, că după ce îl vezi lângă un izvor de apă plată, oare ai mai consuma apa aia sau nu? Pârșul Petrică? Nu așa-i zice? Nu îl găsesc. Hai că-l caut și eu, Pârșul Petrică. Îl zic eu, că l-am văzut, l-am discutat cu Petruț, scuză-mă, i-am confundat, l-am botezat pe el. Pârșul Petruț. Te vrea hidratat. Dă-i pace. Pârșul Petruț. Da. Uite, că tot vorbim de apă. Eu am pe categorie, am niște colegi. Și, uite, Pârșul Petruț se adus apă naturală alcalină din Apuseni. Da? Avem Aquavie, avem un antreprenor, avem un brand. Uite-te cum au făcut alții. Și ai exemplu în categorie de unul care a mutat categoria. Și vii și tu cu Pârșul Petruț. Tu cum ai schimba acum? Tu ce ai face diferit la nivel de apă, ca să poți să te poziționezi într-o altă zonă? Băi, da, apa este un produs, nu e un produs ușor marketizabil. Mă gândesc cum a Evian, știi dansul ăla cu bebelușii, cum l-au targetat ca fiind, au încercat prin cu manta, așa, da. Să poziționeze ca un brand pentru copilași și să implice anumite valori. E o strategie care poate să funcționeze. Cred că a încercat-o Dorna la un moment dat, dar a abandonat-o în România, strategia de a merge spre targetul ăsta de copii care automat să creeze prin efectul de halo niște percepții despre brandul tău. Da? Mie îmi place la Aqua Carpatica inclusiv apa de șpriț. Cred că nu nimeni, deși Boxecu e clar, dacă orice om care bea șpriț, am văzut niște studii, clar Boxecu e. Dar faptul că te duci spre apă de șpriț, mi se pare iar. Și vorbești despre șpriț, au niște reclame despre șpriț. Ia vezi, uite, apa de șpriț, dau niște link-uri dacă... Ok. Au creat un can, din câte știu eu. Cei de la Borsec? Nu, Aqua Carpatica, zic. Aqua Carpatica. Borsec, zic că e perceput ca fiind apă de șpriț, fără să facă mare lucru în... Uite, ai văzut?
Ăsta, Ken-ul lor, este, am văzut niște spoturi și niște reclame poziționate în jura de șpriț. Cred că este și un spot, l-am văzut prin cinema, un spot video, un spot de cinema despre aqua carpatică și șpriț, apropo de a lua încă o nișă. Dar legat de apă, mi-aduc aminte o poveste cu apa Gerolsteiner. E o apă care e foarte greu de pronunțat și a intrat prin nu știu ce țară pe afară, că unde nu punea nimeni să o pronunțe, și au intrat simplu. Prin brand awareness. Au spus că cine își va schimba numele în Gerolsteiner va primi un Porsche. Nu mai știu ce Porsche, nu știu dacă Cayenne, dar atât au comunicat, mic undeva pe online, îți dai seama. Viralizare, rostogolire, masă. Și au schimbat niște un nebun numele în Gerolsteiner. Răzvan Gerolsteiner, cum a chemat pe mine, Răzvan Carpatica sau Răzvan Aqua Carpatica, Răzvan Biborțeni, Boxec. Și chiar dacă categoria asta pare așa, știi, te uiți în exterior, mă, dar câte lucruri să comunici totuși? Ai izvor, puritate, te mai duci o zonă de lifestyle, câte zone se pot face? Cât de mult trebuie să ieși din zonă, din zona ta? Pentru că asta e foarte greu. De exemplu, dacă rămânem la apă, să poți să comunici un brand de apă, să poziționezi altfel, trebuie să cunoști foarte bine industria, să vezi, ok, cam la ce nivel se comunică și după aia să ai curajul ăsta, să poți să ieși din afară, să zici, bă, ok, schimbăm. Schimbăm, noi venim cu altceva pentru că noi vrem să ne poziționăm altfel. Cât de greu e să ieși din mentalitatea în care deja ai intrat pentru că cunoști industria și să nu fii după aia, să spunem așa, să nu se lase amprenta pe tine? Măi, știi care e chestia? Ca și strateg, noi încercăm să cunoaștem fiecare industrie foarte bine, dar e complicat să o cunosc la fel de bine ca cel care lucrează 20 de ani de apă. Dacă ai de 20 de ani face apă, într-adevăr avem beneficiul ăsta de care spui tu și anume că putem să aducem learning-ul din alte categorii. Și noi asta facem, eu asta fac. Băi, uite, te-am văzut în altă categorie gândirea asta, de ce n-ar merge gândirea asta și în apă? Știi că principiile totuși sunt universale. Dacă mâine vreau să fac o apă doar pentru doamne care fac fitness, se poate face și există exemple. Dacă mâine vreau să fac o apă doar pentru, nu știu, adolescenți neînțeleși, putem să o facem. Adică, cred că dacă există sursă de business, dacă există volume, pui niște întrebări de business înainte, dar se pot aduce și dinspre alte categorii, idei, gânduri, modalități de abordare. Și asta îți dă o libertate ca și strateg și cred că mai mult de asta îmi place strateg decât la client, știi? Din punctul ăsta de vedere, ok, nu devin prizonierul unei categorii și am încă libertatea asta de a vedea, până la urmă, consumatorii același. Indiferent că îți bea o apă, mâine îți ia un carbonated juice, poi mâine te joci cu același consumator. Nu e consumatorul de apă, nu mai consumă nimic. Ai același om cu care vorbești și ca și strateg poți să vorbești cu mai multe uși cu el. Cred că astea sunt două anumită fluiditate și flexibilitate așa în gândire și poți să vii cu ceva diferit și original. Iar ce văd eu este o frică în marketing din ce în ce mai mare, plus o lipsă, plus o incompetență care se generalizează. De apărând, frica e mai simplu să faci ce au făcut ceilalți. Dar nu spun niciodată întrebare, oare nu fac de pomană? Oare nu mai bine banii ai băgam, îi lăsam undeva decât să investesc în ce au investit și alții? Și vezi mult clișeu. Uite, asta era chiar de la una la alta. Asta era întrebarea mea legat de AI. Dacă toți vor folosi același AI, vor ajunge la același rezultat. În comunicare, zic, da? Consumatorul cum va alege între brand? Am întrebarea asta. Nu știu dacă și-a pus-o cineva. Am tot urmărit fenomenul ăsta AI. M-am jucat mult cu el în partea de comunicare. Știi, dau teme de comunicare, așa. Dar până la urmă, dacă toți ajung în același punct, bine, se întâmplă și acum, toți au ajuns la același punct, sau au ajuns la același punct fără ei. Cum va alege consumatorul sărac? Va alege după preț, va alege după convenience, nu va mai alege după brand values. Legat de ce spuneai tu, am citit un newsletter la Matei Psata, Lateral Thinking, despre trăim într-o perioadă de mediocritate. Da. El a preluat un alt El a fost drăguț, mie mi se pare incompetență. Mediocritatea nu face, incompetența face, știi? Nu știu să explic și de ce, că explicația e logică. O să zic foarte mult pachetele în industrie și oamenii, creierele, nu mai vin spre industrie. Deci explicația e foarte, foarte logică. Când am început să vorbesc despre strategie, aula mare a SEO-ului era plină. Ochi, ochi.
Stăteau pe rând, așa, toți. Toată lumea voia în comunicare. Ea bine plătit, munceai ca lumea, munceai zi și noapte. Dar știai pentru ce muncești? Băi, s-au schimbat lucrurile. S-au schimbat lucrurile. Nu mai vin oamenii spre industria asta. Se duc spre IT, se duc spre alte industrie. Cei vorbesc de copiii care... Dacă te duci și întrebi la liceu, publicitatea nu mai e cool, dimpotrivă, e nasoală. Și e vina noastră, că facem prostii, mizerii. Normal, cine dorește să facă lucrurile astea decât niște oameni care... Și asta vreau să zic. El a făcut o referire la un alt articol pe care un tip l-a scris despre The Age of Mediocrity și vorbea despre faptul că dacă te uiți la toate pozele din Airbnb, o să vezi că cumva toate pozele acelor apartamente arată la fel. Aceeași lampă cu de al lui Edison, același parchet așa mai tradițional și așa mai departe. Gusti, la un moment dat au zis că ăsta chiar îi spune Airstyle, de la Airbnb Airstyle. După aia când te uiți la pozele de pe Instagram a unor influenceri și în special în zona asta feminină, o să vezi aceleași poze cu stilul în care au pălăria mare, stau pe spate, se întorc și așa mai departe. Și zicea, e aceeași categorie. Acum, dacă te duci în... Am văzut și tutoriale care te învață să-ți faci pozele în stilul ăsta. Cineva trebuie să mănânce, Răzvan. Da, știu. Dacă te duci către Mid Journey să ceri, să-ți genereze o anumită idee, un anumit, să spunem așa, o anumită chestie, îți cam generează din toate datele pe care le strânge și cam toate acele prompturi îți dă cam în zona respectivă. Acum, extrapolând puțin și mergând către zona asta de AI în design, am avut un interviu cu Chris Do și a spus că, bă, AI-ul nu o să îți schimbe jobul, nici nu o să vină să îți dea să-ți facă jobul tău. El vede din perspectiva asta în care AI-ul cumva îi ajutorul de brainstorm pe care îl ai într-o perioadă în care cei mai mulți lucrăm singuri de acasă și nu mai există această colectivitate, știi? În care, bă, am venit pe stradă, am avut curajul să experimentez ceva și m-am dus cu autobusul sau m-am dus cu trenul sau m-am dus cu ochii închiși și am văzut ceva. Da, să faci o muncă de research foarte ok și de sinteză. Corect. Întrebarea mea era, și vorbim de diferențiere, de aproape nu știu, deci am început să discutăm, vorbim despre diferențiere, știi? Ce a fi diferit. Întrebarea mea, cum poate eu să te ajute să fii diferit? Aici era... Cred că în continuare va continua să fii diferit. AI-ul nu cred că neapărat te ajută să fii diferit, te ajută cumva să începi ceva, dar cred că diferența o face valoarea și principiul pe care brandul îl are și îl susține. Știi? Da, și eu cred că AI-ul va înlocui o parte din munca asta până la un anumit punct. Ok, va face mai repede task-urile de rutină, va genera, va rezolva mai mult, mai repede munca asta de analiză și de sinteza informațiilor, că și în design trebuie să vezi câte familii de design sunt în categorie, care sunt culorile cele mai întâlnite, care sunt genul de forme, să facem un design audit, un audit de design. Exact. E clar, și în strategie fac la fel, fac o inventariere, care sunt mesajele în categorie, ce poziționări, cu ce poziționări se jonglează în România, cu ce poziționări se jonglează afară, mă uit mereu în Champions League, mă uit la noi aici, în Liga 1, și încerc să văd, băi, există un teritoriu care afară e ocupat și România e liber, ia să vedem, de ce și cum. Și mă joc, o să mă ajute în zona asta, teoretic, foarte, foarte mult. Sau, dacă faci reclame la Pharma, o să genereze chiar și reclama. Adică eu cred că pentru aia care își doresc un clișeu, e simplu, bagi un input, îți generează. Da, și o să meargă foarte... Iată exemplu de Pharma, pentru că acolo mi se pare că sunt cele mai mari clișee în momentul de față. Deci dacă te uiți în Pharma și detergent. Să nu uităm Pharma și detergent. Mai detergent, să știi că noi am făcut lucruri frumoase detergent și mi-aduc aminte de lucruri frumoase. Mi-aduc aminte de Ariel care face lucruri frumoase, de Tide care a făcut cu Supermamele, o întreagă nebunie. Ariel cred că a avut campania cu Thank You Mem, care o campanie dedicată mamelor. Deci și pe 99 de pete, eu m-am distras enorm cu petele de ciorbă de burtă, cu petele de cărbune din mină, cu petele astea mai cool. Deci s-au mai făcut și detergenți. La momentul ăsta, Pharma este... Eu nu înțeleg de ce ai nevoie de un creativ pentru Pharma. Adică chiar mă depășește. Și cred că acolo... Chiar avem o idee cu Emilian, cu mult înainte să vorbească de AI. Băi, nu cred că putem să facem un soft care să genereze spotul. Da? Îi bagi problema, îi bagi... ce tipuri de stimul vizual arăți, pac, și ai dat un click dreapta și generate.
Răzvan. Povesteam acum despre, vorbeam despre industria asta și vorbeam despre lipsa de curaj și într-un fel despre incompetență, incompetență care are în spate și o lipsă de cunoștințe. Se citește din ce în ce mai puțin, sunt cunoștințe din ce în ce mai puțin și oamenii care vin spre industrie sunt oameni care nu mai sunt neapărat top, top, cum erau, măi, pe vremea, când, acum 10 ani când ne-am întâlnit noi, încă era, marketerii erau, cine alegea calea marketingului și comunicării, încă erau cei mai buni absolvenți. Că nu veneau numai la facultate de profil, veneau cei mai buni absolvenți din România, se gândeau la o campanie marketing și comunicare. Era momentul în care aveai mega pachet pe la clienți, aveai telefon, aveai mașină, chiar era o perioadă de efervescență a industriei astea. De ce crezi că s-au ajuns aici? Adică cumva care e evoluția industriei și cum a reușit să schimbe poate tehnologia, modul în care astăzi oamenii fac marketing, publicitate, strategie sau vor să lucreze în domeniul respectiv? Pentru că acum 10 ani... Am pus întrebarea asta de multe ori, să știi. O întrebare foarte, dar care mă macină un pic, pentru că dintr-o industrie de... Noi, gândește un pic la ce sonorizare, sonoritate aveau numele care făceau reclame în România. Erau invitați la televizor, erau cunoscuți. Bogdan Naumovici, nu știu, Enoiu. Băi, făceau parte din lumea entertainmentului, să spun. Erau, publicitatea era la nivelul ăla în care oamenii vorbeau pe stradă, halatul câte halatul, laser frate, nu prea mai auzi pe stradă, sau dorele, da? Gogule probleme. Erau, făcea parte din viața noastră publicitatea. Acum e ceva ce evităm, mult mai mult ca înainte. Publicitatea a fost evitată întotdeauna și va fi evitată. Dar atunci parcă avea un element de engagement din ăsta social, intrase în entertainmentul ăsta de masă, mai mult decât e acum. Mă întreb de ce? Păi crizele astea de unde au tăiat? Crizele au lovit clar la nivel de bugete de marketing și comunicare. Bugete de marketing mai puține înseamnă oameni mai slabi care trebuie să lucreze pentru tine, etc., etc. Agențiile au dat afară seniori, au încercat să pună presiune pe niște juniori astfel încât să facă față procurement-ului, care au venit și au negociat, mă aduc aminte, negocierile cu procurement-ul de genul azi ți-ai bonusul și mâine te cheamă să-ți taie fiul. Da? Adică la nivelul ăsta, cum adică am performat, dar a doua zi, băi, suntem prea scump, știi? Genul ăsta de discuții, să știi că se întâmplă foarte puțin, vorbesc despre ele, dar există o presiune fantastică pe oamenii de agenție. Fantastică. Și vine dinspre procurement, care este implicat în negocierea asta la sânge pentru orice fee, da? Pentru orice bănuț care se plătește unei agenții. Crezi că la asta... noi, de exemplu, a crescut foarte mai procentul de adaptări, ca să mai spun un motiv. Mai multe adaptări înseamnă mai puțin local thinking. Mai puțin local thinking înseamnă mai puțin bani dați pe seniorilor, thinking-ul din nou. Da? Se continuă lanțul. Antreprenorul român care nu prea are studii de marketing. Acum apare o generație care a făcut ceva marketingul, care înțelege, sau de fapt a apărut mai de mult, că uite, autonomul cu Marius Ștefan, care înțelege marketing și genul ăsta de tipologii de antreprenori care înțeleg gândirea de marketing. Dar majoritatea, mă scuză-mă, nu știu, probabil că-i cunoști și tu. Sunt niște oameni care știu să facă niște bani cu real estate-ul, cu, da? Nu știu. Adică mă uit și mă minunez la Five to Go, care s-a gândit el că o să-și facă o poziționare toată viața în jurul la 5 lei. Iar acum angajează consultanți să caute un alt thinking pentru Five to Go. E 5 prieteni, 5 valori, 5, orice alt 5, că cei 5 lei nu mai sunt de mult 5 lei. Și și-au blocat o poziționare de preț un business. Și sunt o grămadă de discuții acolo. Mă gândesc la Killer, celebrul producător de mezeluri din Bucovina. Da, Killer. Au încercat să listeze la Mega Image cu numele ăsta, îți dai seama că le-au zis aia, băi. Sau Marcel când se poftă de mezel. Că asta cu mezelurile e o altă categorie care merită un podcast dedicat, comunicarea la mezeluri. Da? De la șuncile Sisi până la... E ce se întâmplă în mezeluri și toți sunt oameni cu bani, oameni care... Ei cred că înțeleg marketingul, dar nu înțeleg marketingul, știi? Și dacă te uiți la țările dezvoltate, antreprenorii, gândirea antreprenorială e un alt motoraș pentru reclame de calitate, pentru marketing de calitate, pentru că marketerii ăia înțeleg lucruri. Dacă înțeleg lucruri, au nevoie de alți oameni care să-i ajute. Dar cred că un marketer care are curaj și care înțelege lucrurile trebuie să
lucreze cu clientul, să lucreze cu agenția, să lucreze cu oamenii cumva care să poată să se să-i înțeleagă sau să-i accepte, în primul rând să-i accepte gândirea asta și curajul ăsta. Băi, asta e ceea ce trebuie să facem. Da, de asta, nu știu dacă înregistrai sau nu cu triunghiul. Dacă nu ai triunghiul, adică nu ai clientul, nu ai strategul, nu ai creativul, nu ies. Nu ies. Noi în industrie să știi că ne dăm seama când pleacă un client dintr-o parte în alta, că vezi un brand care schimbă peste noapte comunicarea, se duce într-o zonă în alta. Pentru că aminte de Bergenbier, berea aia masculină, mișto, au chemat o doamnă clientă care a lucrat ape, că tot vorbeam de apă, și care a zis că Bergenbier trebuie să fie o bere unisex. Și s-a terminat. A rămas o poziționare goală, a venit Neumarkt, a luat bere masculină imediat. Da? Gust tare și amărui. Pentru că era o poziționare care nu trebuia abandonată. Bergenbier acolo făcuse performanță, vrea să un grand defi. Lupta pentru ziua bărbatului în România, adică vorbim de brand. E o lege marketing. Don't forget what made you famous. Nu uita ce te-a făcut faimos. Multe branduri uită exact asta. De ce au ajuns faimos? Mi-aduc aminte de KitKat care vrea să schimbe Have a Break, Have a KitKat. A venit un marketer și a zis, bă, s-a plictisit consumatorul de Have a Break, Have a KitKat. Make the most of your break. Sau ceva, s-a dus într-o altă zonă. Sau Avis-ul. Și la Avis, la un moment dat, a venit cineva care vreau să nu uit, try harder, mai avem un pic și ajunge numărul întâi. Numărul întâi. Păi oamenii alegeau Avis-ul pentru empatie, pentru challenger, toată gândirea aia. În marketing, brand amnesia, amnezia asta de brand, apare. Se plictisesc oamenii. Ei cred că de integritate și de un anumit fir roșu s-au plictisit consumatorii. Și crezi că, acum te întreb un lucru, cum îți dai seama când... Și clar, prin vânzări îți dai seama, dar înainte ca să ajungi la vânzări, deja e grav. Cum îți dai seama când comunitatea ta începe să se plictisească de headline-ul pe care tu vrei, de poziționarea pe care tu o ai? Eu nu cred că poți să te plictisești de o poziționare decât dacă devine un anacronism tehnic sau cum a fost cu Polaroidul, care eu, sincer, la Polaroid mă așteptam să inventeze primul telefon cu poze instant, prima cameră. Eu, de la ei, întrucât deținau instant foto, mă gândeam că ei se vor gândi, știi ce zic, să vină ei cu primul device care să facă poze instant fără hârtie. Ai o poziționare care e perimată tehnic. Și sunt multe exemple de genul ăsta. Dar să vorbești despre masculinitate ca poziționare, trebuia doar să te duci să înțelegi consumatorul, să vezi în ce direcție a evoluat masculinitatea. Mai ai masculinitatea aia... știi cum să zic? Masculinitatea aia dură. Brută, masculinitatea, da, care se cere, sau a evoluat masculinitatea într-o altă zonă? În ce zonă a evoluat? Cred că trebuie să te duci cu poziționarea după consumator, împreună cu el, să fie un dans. Dacă tu te ambiționezi să spui pentru bărbatul cu groh, cu păr și puternic, maimuță, și să vezi că, de fapt, consumatorul nu mai e așa, nu se mai cere asta, da, e o ambiție prostească. Dar cred că masculinitatea înseamnă e un teritoriu destul de larg și interesant încât poți să te duci cu el unde se duce consumatorul. Să te joci cu el. Măi, măcar atâta la bere să împarți. Bere pentru femei reți și bere pentru bărbați Bergenbier. Dacă nu împarți mai multe segmente, măcar să împarți lumea în două, că e... cum? Nu poți fi pentru toată lumea, chiar pentru toată lumea. E da. Ciudățel. Cred că asta e deja ingredientul de succes al unui eșec, când vrei să fii de toți pentru toate. Da. De toate pentru toți. Și dai exemplu Coca-Cola, că alt exemplu mare de succes nu mai ai, dar Coca-Cola, da, uite, a reușit să fie de toate pentru toți, știi? Dar despre ce brand vorbim, cu ce tradiție, cu ce instrumente, mijloace. Da, ei poate să comunice și merge cu sarmale, poate să comunice, merge și cu puiul de la KFC, poate să-ți comunice, merge la concert, ei poate să-ți comunice tot ce vor. Că nu sunt multe exemple. Brandurile care la nivel global au reușit să aibă succes sunt brandurile care și-au asumat, măcar în grup țintă. Da? Bine, mai sunt, știi că noi zicem că sunt două tipuri de branduri, consumer-centric și brand-centric. Unele care vorbesc despre ele într-un mod egoist, dar care reușesc să atragă. Absolut, de exemplu, nu vorbesc despre un grup țintă. Absolut vorbesc despre valorile, propriile valori. Da? E un brand cunoscut și de băuturi aia cei care nu beau vodka, pentru că e un brand mare, generează faimă. Are altă mecanică în spate. Dar majoritatea brandurilor sunt consumer-centric. Se duc pe consumator, încearcă să găsească trenduri de consumator, încearcă să identifice un segment de consumator, să joace cu un insight de consumator, să fie relevant pentru consumator. Dar sunt câteva exemple și de branduri de astea care surprind consumatorii, care nu vor neapărat să le dea ce cer consumatorii, ci să-i tragă.
Dacă întrebai niște oameni dacă își doresc un Google, nu știu că ziceau că un Google. Își doresc un Google, dar știi? Sau un... Răzvan, tu ai văzut vreodată un brand sau un business de succes care să ajungă la succes fără marketing? Băi, în România am văzut multe. Am văzut modelul fraților Micula cu distribuție. E și acolo, nu poți zici că nu are marketing, că Me Too să copii Sante cu Santal, nu poți zici că nu-i gândire de marketing. El s-a gândit, băi, ce vinde? Da? Face Lidl-ul acum și mi se pare wow, le aplaudăm pe Lidl, știi? Dar cu frații, dacă te uiți, cred că am scris undeva despre brandurile copiii de la Lidl. Că chiar m-au fascinat. De ce seamănă atât de mult cu... Și am văzut că în unele țări au pierdut procese, am văzut că în alte țări lasă producătorul respectiv să listeze niște produse la el, astfel încât o mână spală pe alta și e liniște, mecanici diferite. Bine, distribuția o să spui tu că face parte din marketing și da. Și răspunsul meu este, dacă ai o distribuție mare, puternică, poți să lucrezi cu marketingul ăsta ciuntit. Și am văzut modelul ăsta despre forțe mari de distribuție, pui un produs pe raft. Adică funcționează dacă ai distribuția și puterea distribuției. Vezi private label-urile, care e discutabil cât marketing-ul de fapt. Da, nu știu. Dar e zic excepții. Că eu cred în continuare că marketingul trebuie să și cu brandingul trebuie să fie în bord. Deci cred că, și vorbesc cu băieții ăștia cu startup-urile, ți-am zis că merg la multe incubatoare și văd IT-ști, oameni tehnici, băi, îndrăgostiți de o aplicație, de un... care merge și they fail la primul act de branding, când trebuie să-i pună numele. Altfel, dacă le vorbesc despre branding, cască, adorm pe acolo, așa că îi întreb despre nume. Că aici, știi cum e. Caz la valori, caz la alea, dacă te întrebă de ce nume îi pui, să ai un site, nu mai e. Și când îi explici că de fapt numele ăla e o chintesență de gândire de branding, că cel mai tare instrument de poziționare, cum zice Jack Trout, este numele, și că dacă ai șansa să pui un nume, ar trebui să pui un nume bun, în momentul ăla devin atenți. Devin atenți. Și cred că acolo e primul act de branding în care reușesc să interacționez cu un antreprenor foarte tehnic. Cred că un branding tare cu un produs decent bate un extra produs cu un branding slab, dacă ar fi așa să... Pentru adică că cred că mega, am văzut mega inovații tehnice. Eu vorbeam acum de numele AI-ului ăsta. Tu ai fi pus numele ăsta dacă ai finanțat primul AI de mainstream? Ce GPT-ul ăsta, ce o GPT sau... E foarte interesant că am stat chiar astăzi să mă gândesc, da? De ce au ales chat GPT și de ce, cum... Pentru că te uiți să vezi la fondator, la Sam, care îi, celălalt îi Dali, adică îi OpenAI și cumva mi se pare că pornește la un naming din ăsta pornit de un developer. Care, bă, trebuie să facem ceva, ok, hai să-i dăm rapid un nume ca să știm ce task să punem, pe ce lucrăm, îi dăm ChatGPT sau whatever și după aia când îl scot pe piață, bă, rămâne tot așa numele ăsta, nu ne mai bate în capul să-l mai chinuim, exact să ne mai gândim. Exact gândirea de IT, asta zic, exact gândirea de IT, vreau să spun și eu este. Și am ajuns, când la Creatopy lucram pe, aici e foarte interesant, când lucram pe Creatopy la un produs în care ce trebuia să faci să... să îți downloadezi de pe site-ul tău de e-commerce, să-ți downloadezi CSV-ul produselor, depinde de categorie și așa mai departe, îl uploadai la noi și îți făceai direct vizualurile și le puteai după aia downloada. Direct, automat, era toată chestia de 3 secunde. Bun. Cum îi dai numele unui feature din ăsta care trebuie să rezoneze pentru piață, dar trebuie să aibă și un impact, dar să nu fie atât de mare ca și brandul întreg Creatopy, ci să fie cumva ca o mică categorie. Și mi-am bătut capul atât de mult încât am zis, bă, ok, trebuie să facem cumva. Și ce a făcut Robi? Ok, hai să luăm termenele. Ce avem? Avem feed-ul care se downloadează feed-ul și așa mai departe. Și ăsta e un fel de creator, feed creator și toate astea. Bun, dar nu rezonează ceva, nu, ai nevoie puțin să-ți dai seama dacă ești pe drumul cel bun sau nu. Și am început să dau telefoanele cu oameni din industrie, bă, fii atent, uite la ce m-am gândit, uite ce vreau, ce rezonează asta pentru tine, bă, nu sună bine, bă, numește-l feed ad maker, bă, ceva nu-i ok, bă, spune-i feed ad builder, spune-i feed advertising, nu-i ok, știi, și efectiv am avut, mi-am notat pentru o agendă vreo 6-7 pagini și m-am dus pe vremea aceea la...
VP of Product la noi și am zis, uite-te, am astea două nume, am Feedad Builder sau Feedad Creator. Și ea a zis, zicea ea, bă, e Feedad Builder. Ok, Feedad Builder. Și din zona, din timpul acela mi-am dat seama, băi, să numești un feature a unui produs, nu-i doar un Google, nu-i doar un SEO, nu doar un element, e efectiv, trebuie să fie acel feeling pe care îl ai atunci când îți numești, și părinții știu cel mai bine, când îți numești copilul. Da. Păi vezi că îi pui numele unui copil, deja te gândești la ce viitor ar avea copilașul, așa că știi cum. Plângeam eu când eram mic, mi-a spus numele Răzvan, cum o să fiu șef director? O să zic că domnul Răzvan, nu sunt domnul Vasile, eram serios și eu, eram un director, știi? N-am nume de director, când eram mic mi se pare că n-am nume de director, știi? Băi, tai că mi-a pus numele de Robert după actorul lui preferat, Robert Redford. Da. Era o denumire. Dar Răzvan, știi că m-am gândit mulți, erau mulți Răzvan în generația mea, în afară de Răzvan și Vidra, Răzvan ăsta n-apare așa în... Știi, în discuțiile noastre, să zici, măi, semăn cu... Păi, a fost și noi domnitor o zi, știi cum. Răzvan... Acum știi care e chestia cu strategia, totul e strategic. Știi că acum niște ani totul era creativ. Da. Acum totul e strategic. Strategie de banner, strategie... De ce vrei tu, ai strategie, folosim cuvântul ăsta încât... Măi, mulți mi-am dat seama că ei nu mai știu ce înseamnă strategie, știi? Adică unde suntem, de ce suntem acolo, unde vrem să ajungem, cum ajungem acolo și evaluarea sau ajungem acolo. La 5 pași, blană, tip planul lui Stephen King. Dacă întrebi mulți oameni, folosim cuvântul ăsta atât de des și l-abuzăm, totul e strategic, totul e strategie. Tot, nu știu dacă te lovești de chestia asta, eu mă lovesc, încât la un moment dat, știi, totul e strategie în industria asta. Totul este strategie, strategie de content, strategie, totul e strategie. Și până la urmă, o strategie, hai să fim și serios, nu e atât de greu să o faci. E cel mai greu să o implementezi și să mergi, să știi că, bă, și să fii realist, bă, strategia asta pe care eu am gândit-o nu e chiar atât de bună pe drumul pe care mă duc, ia să schimbăm puțin direcția pentru că nu aduce ceea ce am crezut eu, știi? Și cred că ăla e strategul bun care... Ok, își face drumul, dar în drumul pe care și merge, își dă seama, bă, puțin trebuie să mă mai luăm mai la dreapta, bă, hai să nu mai facem chestia asta. Cumva cred că ăla e strategia. Să nu răsturnăm tot ce am gândit. Strategia e o rigoare de care să te ții. E o structură și o rigoare. Dar dacă nu o ai, nu poți să dai seama în ce direcție mergi, cu ce viteză mergi, dacă mergi bine sau dacă nu mergi bine. Trebuie o structură și o rigoare pe care cineva să ți-o pună. Eu de fiecare dată când îmi prezintă cineva o campanie, eu îl întreb direct, și cum crezi că va funcționa asta? Mă, dacă omul respectiv nu are un model în cap, nu-mi explică, băi, fii atent, află, creează percepția asta, îi modifică comportamentul ăsta, reacțiunea asta, bă, trebuie să ai un model de advertising ca model de comunicare. Dacă pleci la drum fără să știi de ce fac comunicare, asta e întrebarea, bă, dar ce vrei să faci comunicare? Și o să vezi la întrebarea asta simplă, cum spui tu, e simplu, întrebările sunt simple, operăm cu noțiuni simple. O să vezi că omul nu știe ce probleme de comunicare are. O să vezi că el vrea să facă comunicare doar că hai să facem și noi comunicare, să audă lumea de noi. Asta nu-s motive serioase să faci comunicare. Trebuie să vrei să creezi o percepție, vrei să schimbi o percepție, să creezi un comportament de consum, să schimbi un comportament de consum, să faci pe unul să zică ceva specific despre tine. Obiectivele de comunicare sunt, trebuie să fie măsurabile și așa mai departe. Și eu la întrebarea asta în continuare întreb de ce faci comunicare sau și cum va funcționa comunicarea ta, deci nu cum funcționează după ce ai rezultatele, că acolo e discutabil. Înainte, tu când pleci la drum să faci o campanie, sunt întrebări fundamentale pe care, băi, dar de ce facem comunicare și cum va funcționa campania asta? Uite, vrei să faci asta, dar de ce crezi că va funcționa asta? Cum va funcționa? Explică consumatorul ăla de ce ar vrea să-ți consume acest mesaj, să interacționeze cu acest mesaj, să co-creeze, să-l dea mai departe. De ce? Știi? Sunt două întrebări foarte grele, să știi, pentru foarte mulți oameni. Și aici eu m-am îndrăgostit de o carte, bătrână cartea, Juicing the Orange, este scrisă de Fallon, cel care a avut agenția Fallon în UK, dar în UK, în agenția asta, turul lor strategic nu era nu știu ce piramidă, era o listă mare de întrebări de identificare a problemei de comunicare. Mare, cred că peste 250 de întrebări, unde interogai fiecare bucățică, de la acționariat, la produs, la consumator, la trenduri culturale, tot. Dar o listă foarte mare de întrebări, să identifici problema de comunicare, să răspunzi la întrebarea, băi, de ce facem comunicare?
Uite, fă exercițiul ăsta, întreabă niște comunicatori, păi ce-ai făcut campania aia? Și o să zic, awareness. Awareness-ul e din media, e de câte ori dai tu tare media acolo, da? Că e media online, că e media offline, nu faci comunicare pentru awareness. Sau o faci și pentru awareness, dar awareness trebuie să fie pozitiv și un awareness pozitiv are nevoie un... mai are nevoie de o percepție, ceva în spate ca să-l facă pozitiv, că altfel... Și da, e foarte simplu, dar uite și cât e de greu să sacrific, de exemplu, legea sacrificiului în comunicare. Vine un client și vrea să comunice 15 chestii, 20 de chestii. Cât e de greu să aleagă una dintre ele, să prioritizăm. Adică, da, eu spun cu ce mă lovesc eu zilnic. Și eu numesc asta legea sacrificiului. Ai multe calități, dar din nefericire trebuie să mai tai din ele, nu poți să le comunici pe toate. Ok, online îți mai permite niște targetări, poți să mai pui un sub messages-uri, dar trebuie să sacrifici dintr-o listă mare de shopping list din ăla, să hotărăști ce vrei să comunici. Nu poți să comunici 1563 de chestii. Asta e o altă chestie cu care mă lupt. După aia mă lupt cu tirania raționalului. Dacă întrebi oameni de product, antreprenori, îți vor vorbi de partea rațională a business-ului, cred că 2-3 ore în continuu. Deciziile se iau emoțional. Tu trebuie să branduiești o emoție. Și să faci saltul de la rațional la emoțional cu foarte mulți oameni, foarte mulți clienți, al dracu de greu. Sunt atât. Deci trăim într-o lume în care luăm decizii pe branding, pe emoțional. Ei își iau deciziile așa. Că eu vorbesc cu ei. Dar tu cum se iau decizia asta? Se vede clar că e... Dar nu evadează din cutiuța raționalului și funcționalului, care ăla se copia, el poate copia oricine oricând destul de repede. Nu. Eu tot dau povestea asta cu Uber-ul, care cât a fost inovație tehnologică, a fost mega brand. Când au apărut concurența, Bolt, măi, nu prea, se zbate să se diferențieze acum. Se bate, cât avea produsul, era Uber, dar acum, știi? Te zic, n-am mai pus neroul ăla de brand. Mie se pare că la Uber... Nu e ca la Apple, care aveau produsul, dar aveau și poveste. Aveau Think Different, aveau 1984. Aveau inovație la produs, da, dar mai ei s-au dus în povestea de brand la început. Uber-ul, ca și brand, și de asta cred că în România nu există o loialitate, sau și afară, am înțeles că nu există o loialitate Uber. E pur și simplu, oamenii au mai multe aplicații, trec dintr-una în alta, e un consideration set, se joacă cu ele, unde au prețul cel mai bun. Și... tirania raționalului și funcționalului, da, s-ar putea prima dată când lansezi o chestie să fie inovație, să fii șmecher, să fii primul. Dar nu cred că trebuie să pui toate ouăle acolo, să te gândești că inovația va fi inovație forever. Răzvan, ce te poate face un strateg bun? Am zis că e reprezentatul consumatorului. Eu încă vorbesc cu foarte multe tipuri de oameni. Foarte multe. De la, da? Și nu trebuie să fii judgmental. De multe ori am avut tendința asta să intru toate discuțiile astea, și politice, și sociale, vacciniști, antivacciniști, pro-Rusia, anti-Rusia, PSD-iști. Știi că noi punem etichete și le împărțim pe categorii oameni. Cred că dacă ai gândirea asta, nu prea poți să fii un strateg bun. Până la urmă trebuie să vând și manelistului și știi, trebuie să vin tuturor oamenilor produse. La un moment dat din viața ta, nu vorbești numai cu acei oameni cool cu care ți-ai dorit să fii prieten. Trebuie să ai flexibilitatea să înțelegi cel mână luptă și pe cel care l-a votat pe... a votat PSD-ul și votează PSD-ul și cel care votează aurul, trebuie să treci dincolo de tendința de a judeca oamenii, că nu sunt ca tine, și de a-i înțelege. Eu am dat afară oameni în Leo Burnett pentru că au râs de consumatori, să știi. Au râs de cu puțin. Am zis, bă, dar nu ești făcut pentru meseria asta. Dacă tu râzi de doamna aia cu care îți cumpără detergentul și o faci în toate felurile, sorry, sorry. Nu o să pot toată viața să lucrez doar pentru Nike, Sprite, KFC. Că ești tu cool. Nu o să poți să lucrezi toată viața. Va trebui să faci și un șampon, și un detergent, și un absorbant, dacă e cazul. Îți trebuie o flexibilitate și o înțelegere a naturii umane și să vezi dincolo de negativ. Să vezi, băi, dar de ce sunt așa oamenii? Sau la ce rezonează omul ăla? Văd din ce în ce mai mult chestia asta cu judgmentul la noi în industrie, pe Facebook, pe social media în general. Vedem că noi suntem industria aia care ne ridicăm imediat împotriva altor categorii care nu sunt ca noi, da? Împotriva oamenilor care poate cred prea mult în anumite chestii și sunt credincioși, împotriva oamenilor care, nu știu, vorbesc de... Noi toți cred că am vrea să fim cu SR-ul, știm, gândirea așa, rezist. Că o poveste foarte interesantă. Gândirea asta s-a văzut în Ciucu ăla cu Chiril, în campania aia cu generația nouă. Aia a fost cea mai mare eșec a băiului Ciucu. Pe mine m-au chemat să refac. Că oamenii care gândeau ca noi nu erau mulți, nu cumpăr cu Smarauciuc, ce să vezi.
Știi? Și oamenii care consumau ciuc din regiunea s-au zis, bă, ăștia au scumpit brandul ăsta, nu mai e pentru mine, deci au renunțat și consumatorul tradițional de ciuc. A fost o mare parte, o mare perioadă de timp într-o zonă în care ciucul la cul pentru generația mișto de care vorbim noi, generația rezist, băi, nu vindea. Nu. S-au întors la încă una și mă duc, că după una unii din asta făcut o grămadă cu consumatori, mi-am dat seama că, de fapt, brandul ăla nu are nimic altceva. E trist. Dar e bine că avea ceva. Mm. Da? După ani de zile de comunicare, tu să nu ai decât încă una și mă duc la Chirilă, tot. Adică au băgat bani, au schimbat. Important e gustul, au mai avut o mega platformă. Deci ei tot au comunicat. Au rămas doar cum până și mă duc. Și la asta au revenit. Acum nu știu dacă e decizie strategică sau e o decizie de supraviețuire strategică. Până când stabilizezi barca, ca după aia să ne gândim în ce parte întindem pânzele și spre ce țări ne da. E complicat. Îmi Răzvan. Întreb de ce calități să aibă un strateg. Cred că trebuie să citească mult, să nu fie speriat de partea academică a industriei. Eu le-am pus în brațe tuturor colegilor de strategie literatură de aia densă, cu studii de articole academice serioase, de la facultăți serioase, pentru că afară să fii strateg, băi, înveți lucruri. Înveți la modelare, înveți marketing serios, înveți modele de advertising. Strategul trebuie să citească mult și divers. Să citească economic foarte mult. Eu citesc zilnic economic ce industrie, cum evoluează. Adică trebuie să citești presa economică. Trebuie să înțelegi cercetare de piață. E un amestec, ca toată industria asta, e un fusion, dar trebuie să aibă partea asta rațională, pasionată de cifre. Nu cred că funcționează numai strategul care înțelege consumatorul, pe așa, pe insight-uri. Cred că la un moment dat trebuie să știi să măsori, să izolezi un efect de comunicare, să vezi dacă creșterea aia fenomenală în vânzări vine din comunicare sau vine din reducere de preț sau din o creștere a distribuției sau din... Da, nu știu, eu cred că sunt multe de spus în zona asta. E un pic sociolog, e un pic antropolog. Răzvan, acum în încheiere, aș fi foarte curios să văd. Ce-am zburat timpul. Super. Uite, mă întrebai cum e la primul podcast. Zboară timp. N-am vorbit de 10 ani. Nu mi-am dat seama că am vorbit împreună odată timp, să știi. Îți dai seama, n-am vorbit de 10 ani. Așa da, și o oră jumătate am zburat așa. Da. Uite, vorbeai puțin despre viitorul industriei și... erai cumva așa, din ce observam eu în cuvintele tale, puțin așa mai pesimist și asta. Ce ai putea, dacă ai putea să impactezi într-un fel sau altul industria asta al publicității de marketing, în special pe nișa de strategie, ce ai recomanda oamenilor care ar vrea să intre sau... Până la urmă, oamenii care ar vrea să intre, să facă chestia asta sau să-i motivezi pe oamenii care încă se gândesc, bă, să intru, să nu intru, să fac, să nu fac. Băi, eu cred că strategia e o disciplină pe care poți să o ai și trebuie să o ai ca antreprenor. Deci nu cred că n-ar trebui să mai fie gândită doar ca o meserie. Ea poate să fie gândită și ca o meserie. Și ai strateg de PR, strateg de online, dar ai și strateg pe bucățele mici, ai și strategul de brand, ai strategul de comunicare... Dar mie îmi place să mă uit la strategie ca o disciplină pe care oricare om care lucrează în industria asta ar trebui să înțeleagă cum funcționează. Cred că avem nevoie toți de principiile strategice în noi. Că suntem mai mulți spre marketing, că suntem mai mulți spre online, că suntem mai mult creativi, că inclusiv designeri, am discuții cu designeri care vor să înțeleagă principiile strategice ale unui brand înainte să apuce să desineze frumos. Și ce îmi place foarte mult, știi povestea lui Droga 5, care a ieșit din industrie, a fost cumpărat de o firmă de consultanță, să nu spun prostii de accent, cred. A schimbat, eu cred că asta trebuie să facem. Eu cred că locul strategului nu trebuie să fie în industria asta, trebuie să fie la consultanți. Lângă cel care îți face consultanța de business, juridică, acolo ar trebui. Pentru că tu poți să impactezi brandul, business-ul înainte de a ajunge la agenție. Mai nou, când mă întrebai ce fac, eu am început să mă duc foarte aproape de omul de business cu a mea consultanță, că mi-am dat seama cu cât mă apropii mai tare de decizie, cu atât e mai puternic implementată strategia. Uh-huh.
Deci încerc să ajung cât mai devreme în lanțul decizional. Încerc să vorbesc cu antreprenorul. Pentru că când ajungem la agenții, deja e tardiv. S-a făcut un plan de marketing, bun sau rău, s-au alocat niște bugete, s-au făcut niște greșeli înainte. E un pic tardiv. Cred că locul strategului ar trebui să fie mai spre decizie, mai spre antreprenor. Păi eu recomand oamenilor să se apuce de strategie, că se caută strategi buni. Deci dacă piața asta, nu știu dacă copywriter mai angajează, strategi se caută. Primesc telefoane, bă, mai știu un strateg bun. De fericire, nu vin atât de mulți strategi în spate. Nu sunt mulți, nu e o piață foarte mare, adică nu poate să angajeze toți, dar sunt câteva zeci de strategi care, și eu cam atât așa cred că e piața, și se angajează strategi, tot primesc telefoane, mă răzvane, și mai primesc altfel, nu știu un strateg bun să le iau la client, asta este telefonul cel mai des, bă, nu știu pe ceva care nu mai vrea advertising, vrea să doarmă și el noaptea acasă, nu mai stea până târziu, știi? Și am văzut salturi, să știi că s-a întâmplat salturi, s-a mutat la clienți. Ce fac? Și performează, adică și mai sunt strategi care și au proiecte de-astea individuale. Uite, Ștefan Chirițescu, în afară de faptul că Head of Strategy la McCann, este și directorul de marketing de la Cotnac. Știi? Are dualitatea asta, pentru că skill-ul lui e nevoie în două povești. Și omul și-a asumat două povești. Le-a negociat frumos. E transparent pe el, adică nu e un freelancing de la făcut să nu știe lumea, știi? Răzvan, vreau să-ți mulțumesc frumos pentru... Eu îți mulțumesc mult de invitație și pare rău că ne-am auzit așa târziu, că știu că noi am mai avut... Da, nu-i bai, lasă că ai zis că vii la Cluj, te aștept la Cluj, când vii la Cluj zici să mergem să mâncăm o ciorbă de burtă de la Zama, care e foarte bună. La Zama bun, mi-e dor de Zama, trebuie să așa, și oricum te aștept. Uite, un brand name bun, mie îmi place brand name-ul ăsta, dau exemplu să știi. Un alt brand name bun, care îmi place foarte mult, e Cimbru. Ai mâncat la Cimbru în Cluj? Nu era. Zama e mai vechi. În Cimbru nu cred că era atunci când veneam în Cluj. Îți recomand la Cimbru. Da, cred că pot să spun că Cimbru e restaurantul meu preferat. Și o spun serios? Cu voce nice. Tare. Da, îi merită. Da, dacă vii la București, e valabil invers. Nu știu unde te duc pe aici, dar te găsesc. Eu am un arab din ăsta, lângă o piață. Te duc la de-astea. Bun, eu vreau. Dar în primul rând... La un street food autentic, un ciotoianu, unde e un gratangiu din ăsta, unde vinde la Ferrari ori la cele mai... la oameni cu căruța și mănâncă pe bordură. N-am nicio problemă cu asta. Am mâncat în Thailanda pe bordură, sunt ok cu asta. Eu caut autenticul poveste. Răzvan, mulțumesc frumos. De uzina, de fabrica, de atelierul, de la astea nu intru din principiu, să știi. Nu ți-au un atelier de ceva, o fabrică de ceva, o uzină de ceva. Da. Răzvan, mersi frumos. Asta a fost episodul. Mulțumesc. Ne auzim, ținem legătura, oameni buni. Asta a fost episodul pe ziua de azi. Dacă v-a plăcut, subscribe, dați acolo review, trimiteți-i lui Răzvan. Bă, am ascultat episodul la Cata, ai vorbit foarte fain, vreau să mă apuc și eu de strategie și Răzvan o să vă bage direct. Ok, trebuie să-ți dai primul examen să te duci la școală. Exact. Răzvan, mersi frumos. La grădiniță, da. Salut. Vreau să fac un curs de branding pentru copii, dar asta n-am apucat să. Oh, ok. Mi se pare că e un skill pe care oamenii trebuie să-l învețe de mic în România. Eu am rămas, copiii mei vin de la școală și băi, nu știu că poți să te faci antreprenor. Toată lumea vrea un mesaj. Și ca să te faci antreprenor fără branding, nu se poate. Asta e pentru următorul episod. Da, vă miște educație. Îmi place mult cu educație. Bine, mersi mult. Eu, pa. Cu plăcere, salut, zi bună.